salutare tuturor! Azi mi-a cerut Dănuță să prezinte sistemul de irigare a gazonului care îl folosesc eu. Am aici pus sub pomișori. Am aici așa un cap din cutun. Am aici un aspensor care i-a făcut un suport dintr-o tigaie. I-a făcut cu flexul două tăieturi în formă de cruce. Am băgat aspensorul. I-am legat aici o sârmă. O asă, o scoară cum s-a găsit. Și ca să nu mă mut când îl mut, îl trag după mine. Când pinsesc, când se udă iudat, o să îl trag după mine pe toată, pe toată curtea. Mai am aici un sistem, e pentru o pompă submersibilă și un furtun mai gros. Mergea foarte ok și ăsta. Găurile mari, suprafață mare, geodare și ăsta. Și aici ne-a mai venit un colet astăzi. Cu încă un sistem. Așa nu are, numai protecție, nu? Un sistem, nu știu cum e, ceva plasă sau cum îi zice. Ia să vedem și să-l dacă îl putem conecta la asta, dacă nu trebuie să-i cumpăr ceva adaptare, mufe, ceva. Așa, sigur trebuie cumpărat o mufă, dacă nu le are accesori. Așa, nu știu cum funcționează. Iată că are aici ceva reducție. Aici e cusută care se montează aici. Da, să-i montăm furtunul. Să se dăm drumul la apă. Mai întoarcem un pic. Aici, până aici să vine, până în partea aia, să cum? Îl putem bloca de aici. Trebuie să margă cât reglez, nu? Da. Și aici putem da mai încet, mai tare. Da, acolo e așa de rubinet. Da. Aici are și protecție ca să nu te uzi înainte să-l pornești. Înseamnă că dacă îl pun în două puncte, cum e acolo, îmi udă jumătate de curte. Dar nu-ți merge să-l să încheie clipul aici.
Vă salută și numai bine!